În urma testării efectuate de Direcția de Sănătate Publică din Călăraș la Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Sever din Oltenița, au fost confirmate până în momentul de față 18 cazuri de infectare cu noul virus COVID-19. A fost luată măsura internării copiilor infectați în secția de boli infecțioase a Spitalului Municipal Oltenița, împreună cu angajații centrului testați pozitiv la noul virus. La indicația DSP Călăraș, alături de copiii internați în spital, vor sta prin rotație 6 însoțitori. Menționăm că atât copiii cât și angajații centrului au o stare bună de sănătate și vor rămâne internați până la negativarea testelor. Mai multe informații despre situația din Oltenița ne dă Ana Maria Gonciu, purtător de cuvânt al DGSPC Călăraș. Așa cum am informat printr-un comunicat de presă, în seara zilei de vineri, 12 iunie, au fost comunicate rezultatele testării efectuate de Direcția Sănătate Publică din Călăraș la Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Sever din Oltenița, după ce a fost înregistrat un caz de COVID-19 în data de 10 iunie la o angajată a centrului. Toți angajații și beneficiarii centrului au fost testați, rezultatele fiind 13 copii și 3 adulți, cu COVID-19, în total fiind înregistrate 17 cazuri de îmbolnăvire cu cel depistat în Spitalul Marie Curie din București. A fost luată măsura internării copiilor sâmbătă 13 iunie în secția de boli infecțioase a Spitalului Municipal Oltenița, împreună cu cei 3 angajați ai centrului, o altă angajată fiind internată la Spitalul Victor Babeș București. De menționat că în cursul zilei de ieri a mai fost confirmat un caz de coronavirus în un copil din centru care a fost internat în cursul zilei de ieri, în Spitalul Municipal Oltenița. Astăzi a avut loc o discuție cu reprezentanții DGSPC Călăraș ai primăriei Oltenița și ai Spitalului Municipal Oltenița, precum și cu reprezentanții Consiliului Județean Călăraș, care au analizat și au stabilit noi măsuri privind desfășurarea activității angajaților centrului Oltenița, care sunt supraveghetori ai copiilor internați în spital. S-a stabilit că începând de astăzi, un număr de 6 angajați din rândul educatorilor și al asistentelor medicale să fie însoțitori ai copiilor și să aibă activitatea adaptată la turele de lucru ale spitalului. Echipamentele de protecție ale angajaților vor fi asigurate de Spitalul Municipal Oltenița, echiparea și dezechiparea fiind făcută sub supravegherea cadrelor medicale conform procedurilor. Este important de menționat faptul că supravegherea este necesară deoarece, din cauza problemelor de sănătate pe care le au copiii, deficiențe psihice severe cu afectarea totală sau parțială a limbajului, dependența de îngrijire, îndrumare, hrănire pasivă, nevoia de efectuare a igienei de către alte persoane și totodată pe fondul schimbării mediului care le este familiar, pot reacționa agresiv sau autoagresiv. Având în vedere faptul că ultimul caz pozitiv a fost depistat luni, 15 iunie, DSP Călăraș a dispus prelungirea stării de izolare a personalului din centru cu 14 zile de la ultimul caz confirmat de COVID-19, fiind respectate toate măsurile dispuse de DSP Călăraș. Menționăm că la această oră, atât copiii cât și angajații centrului au o stare bună de sănătate și vor rămâne internați până la negativarea testelor. În funcție de evoluția evenimentelor, DSPC Călăraș va reveni cu informații suplimentare despre modul în care este sesionată această situație apărută la Complexul de Servicii Comunitare Oltenița.